ești o persoană cu un grad ridicat de conștiință spirituală, care îți permite să înțelegi durerea și problemele celorlalți. O astfel de simpatie te face să ajungi în apărarea celor care nu se pot proteja. Ești un luptător născut pentru drepturile celor defavorizați, nu tolerezi nedreptatea și inegalitatea. Dacă apar probleme, mai întâi îți pui armura și intri într-o luptă. Un temperament accelerat te face să acționezi impulsiv fără să te gândești la consecințe. În acest caz, poți fi atât de pasionată de ideile tale înalte încât potențialul tău pozitiv este risipit de acțiuni fără scop. Tu ești ferm convinsă că succesul unui atac este imposibil fără o apărare corect construită. Ești extrem de îngrijorată de inviolabilitatea posesiei tale personale, fie că este o familie sau o afacere personală. Te angajezi în activități riscante, asigurându-te că avutul tău este în siguranță. Din momentul în care se aprinde steaua ta călăuzitoare, renunți la toată puterea ta pentru a-ți atinge scopul și nimic nu te poate face să deviezi de la cursul ales. Astfel, fără îndoială faci parte din categoria indivizilor încăpățânați și hotărâți. De regulă, accentul tău excepțional este întărit de un cod aspru de onoare și de convingerea morală. Tu ești convinsă de infailibilitatea ta, rareori trădezi îndoieli cu privire la corectitudinea acțiunilor tale. Sarcinile pe care le-ai stabilit pentru tine însă nu pot fi numite ecumenice, sunt mult mai probabil să aibă o nuanță personală, însă spiritul rivalității este bine dezvoltat în tine, te lupți cu rivali sau adversari cu pasiune. Totuși, ești plină de achiziționarea de dușmani care împiedică realizarea progreselor sau, chiar mai rău, să te zdrobească. În filozofia și abordarea vieții de către tine, nu recunoști înfrângerea. Fără îndoială, o astfel de încredere are avantajele sale, totuși, există pericolul de a deveni încăpățânată, nu dorești să accepți adevărul amar, devii obsedată de idefixul tău propriu. Când alții manifestă un protest împotriva unei astfel de poziții sau, mai rău, se îndreaptă asupra ta cu critici dure, te simți pierdută, reticentă, te retragi la liniile defensive pregătite anterior. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: conștiinciozitate, memorie, mister, delicatețe. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente. Dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău. Ești o fire radicală, nu-ți place să reinventezi roata, de obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele. Cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii, tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, dimpotrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume. Dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită în a-ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzută în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna. Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta. Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare,
Pentru scriitori și bucătari, planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a renunța la emoții și pentru natura blândă. Intenționarea ta, după cum se spune, este scris în familie. Mai mult, statutul tău moral este dificil, ai o părere conservatoare asupra lucrurilor în sângele tău. Urmând principiile tale ferme, îți faci de multe ori dușmani. Nu toată lumea acceptă principiile tale, mai ales că atunci când ești sigură de ceva, ești de neclintit cu încăpățânare. De aceea, oamenii au o critică extrem de dureroasă în direcția ta. Îți păstrezi casa și lumea creată de mâinile tale, te îngrijești de inviolabilitatea personală și nu riști niciodată bunăstarea celor dragi de dragul aventurii îndoielnice. Independentă și atractivă, emoțională și grijulie, sociabilă și familistă, iată un set excelent de calități umane pe care le ai. Una dintre principalele caracteristicile tale poate fi considerată dorința ta irezistibilă de a proteja și asigura nu numai pe tine însăți, ci și familia, prietenii sau oamenilor congeniali. Cu toate acestea, uneori poți arăta agresivitate excesivă față de ceilalți. De fapt, abilitatea ta de a manevra cu abilitate între atac și apărare poate fi doar invidiată. Fiind profund angajată în ideile tale, demonstrezi abilități excelente în domeniul comerțului. Tu poți vinde cu ușurință gheață eschimoșilor și paste italienilor. Odată ce ai formulat principii și morala pentru tine însăți, având înțelesuri clare privind viața, tu devii obsedată de dorința de a convinge toată lumea de corectitudinea judecății tale. Ești foarte sensibilă la experiențele altora. Cu toate acestea, cei din jurul tău rare ori te răsplătesc, crezând că o astfel de natură de sine încrezătoare și de neclintită nu are nevoie de simpatie și compasiune. Calea spre spiritualitatea superioară pentru tine este lungă și dificilă. Poate că numai după un șoc și realizarea unui succes semnificativ, vei avea șansa de a lua o pauză și de a regândi ceea ce ai făcut. Din fericire, rămâi deschisă schimbării și creșterii spirituale. Te distingi față de alții nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești naturală, moale, emoțională. În dragoste ești posesivă, disperată, imprevizibilă și îți poți pierde controlul. Tu acorzi o mare importanță plăcerilor senzuale, dar îți este rușine de slăbiciunea ta și te poți ascunde în spatele unei presupuse răceli. Cum afectează data de 27 iunie soarta ta? Excitarea îți copleșește capul și nu este în regulile tale să-ți dai seama cine are dreptate. Scopul principal al oricărui litigiu este de a învinge adversarul. Combaterea rivalilor din orice domeniu îți cheltuie cea mai mare parte a vitalității și a energiei. Aprofundarea acestui proces te privează de oportunitatea și timpul de creștere și dezvoltare personală. Ca urmare, te înconjori cu inamici, ceea ce complică foarte mult viața ta. Înfrângerea nu este inclusă în planurile tale. Ești determinată numai pentru a atinge succesul. Perseverența în acțiune și determinarea îi face pe alții să cadă în admirație. Ești capabilă, stabilind scopuri ambițioase, să mergi către ele depășind de toate obstacolele, păstrând în același timp un aspect nobil și având principii morale corecte. O caracteristică distinctivă a ta este determinarea și încrederea în corectitudinea acțiunilor tale. Toate acestea îți permit să iei decizii cu viteza fulgerului și să obții rezultatul așteptat al acțiunilor tale. Pentru tine, nu există obstacole în calea către țintă. Dificultățile întâmpinate pe calea spre aceasta îți vor servi din nou ca stimul pentru un set de măsuri mai hotărâte și mai decisive pentru a le depăși. Ești înzestrată cu iubire de libertate și independență în rezolvarea oricărei probleme. Diferite tipuri de restricții te deprimă. În acest caz, iei o poziție de dezacord și începi să te lupți cu sistemul. Tu ești foarte greu de manevrat. Acest lucru este în special pronunțat în adolescență în încercarea de a scăpa mai devreme de controlul părinților. Trebuie să ai în vedere că ai toate calitățile care contribuie la realizarea condițiilor financiare nesănătoase.
Securitatea poate fi garantată numai în cazul selectării cu atenția partenerilor de afaceri, deoarece îți pot provoca daune ireparabile. Înainte de a intra în orice litigiu, îți planifici cu atenție metodele de atac și apărare. Doar după ce ai simțit cetatea, din propria ta poziție, apărată, te scufunzi într-o confruntare cu capul. Tot ceea ce ți aparține este atent supravegheat împotriva interferențelor și a privirilor exterioare. Aceasta se referă nu numai la bogăția materială, ci și la valorile familiale. Personajul militar extern ascunde o personalitate vulnerabilă și sentimentală. Ai o natură foarte sensibilă care, cu atenție sinceră, tratezi sentimentele oamenilor care te interesează. Dragoste și compatibilitate în relații apropiate, ești precaută și vulnerabilă, dar atât de dedicată celor pe care îi iubești, încât ești gata să redai totul și să faci ceva pentru ei. Ești romantică, plină de simpatie și înclinată să te îndrăgostești de ideal și nu de o persoană vie. Dacă realitatea nu-ți satisface așteptările, ești profund de dezamăgită. Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu Scorpionul, Fecioara, Capricornul, Taurul și Peștii. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu Balanța, Săgetătorul și Leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu Berbecul, Gemenii, Racul și extrem de rar cu Vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Cu toate cele spuse, beneficii ale încăpățânării tale sunt: în activitatea ta, mergi la scopul dorit, fără a te opri și fără teamă de dificultăți. Ai un succes deosebit în tranzacționare. Cu siguranță, credința ta sfântă în ceea ce faci tu este transferată clienților. Cererea de la sine și o atitudine fermă față de un rezultat ridicat sunt calități care te ajută să ocupi podiumul în sport, să primești premii pentru literatură, actorie și regie. Sănătate și boli. Ești prea dură cu tine însăți. Fiind atât de încăpățânată, ești expusă riscului de a suferi diferite tipuri de afecțiuni asociate cu disconfortul intern, care se manifestă prin dureri de cap, dureri de spate, artrită. Trebuie să ai grijă și să te asiguri că astfel de boli cum ar fi gastrita, ulcerul gastric nu se dezvoltă sub influența stresului cotidian. Exercițiile fizice sub formă de yoga, înot, cele care reduc tensiunea musculară și ameliorează blocarea fluxului de energie, sunt deosebit de utile pentru tine. Nu îți este recomandat să te angajezi în competiții sportive, cu excepția cazului în care vorbim de sport profesionist. Soarta și norocul. Uneori, pentru a-ți apăra părerea, tu nu stai să gândești dacă ai dreptate sau nu. Dorința de a câștiga disputa te depășește. Iubești libertatea, independența, ești strâns opusă oricăror restricții, din acest motiv părăsești mai devreme casa părinților. Iubești să călătorești, ești predispusă să schimbi mereu locul. În chestiunile financiare, ești norocoasă, dar trebuie să fii atentă în alegerea partenerilor pentru a nu pierde ceva. Sfaturi pentru tine. Nu suferi de un complex de inferioritate, dar aceste lucruri nu înseamnă că ți se permite să neglijezi principiile altor persoane. Dacă vei fi mai loială și mai atentă la opiniile altora, atunci viața ta se va dezvolta favorabil din toate punctele de vedere. Nu trebuie să încălzești situația, crezând că toți din jurul tău devin surzi și proști. Trebuie să încerci să expiri și să te gândești cum să remediezi situația. Analizează-te periodic. Pune-ți întrebări referitoare la propriile puncte de vedere. Ascultă și pe cei din jurul tău. Fii mai relaxată. Nu-ți subestima niciodată adversarul. Admite înfrângerea atunci când este cazul. Mai presus de orice, caută-ți cala spirituală și urmează-o. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta.
Acest lucru va însemna nu numai că cel ce-ți oferă darul și amintite despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil. Apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțită de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul. Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfeșnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablouri, rame, antichități. Cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu drag orice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uz casnic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lenjerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să le evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.